Bună dimineața! Astăzi, 24 septembrie 2011, este al doilea an când Federația Națională Omenia Caseu de Ajutor și Băga Pensionare din România și Asociația Carp Omenia București participă la acest târg național Baby Expo. Avem experiență în acest domeniu, noi am participat acum o lună și la ONG Fest. Vrem să ne diversificăm activitatea prin aceste târguri. Scopul este de a promova activitățile sociale executate de pensionarele de la Casa de Ajutor Reciprocă Omenia, respectiv toate aceste produse pe care dumneavoastră le vedeți sunt făcute de bunicuțe care cu multă bucurie participă la acest cerc de mâini îndemânatice. Unele care sunt nedeplasabile sau greu deplasabile lucrează acasă, primește de la noi, de la Asociația CARP, primește produsele și fac aceste produse pentru copii, pentru bebeluși, fără niciun ban. Deci este o muncă voluntară în cadrul cercului de mâini îndemânatice. Ele se simt foarte bine că și aduc aportul la promovarea activităților desfășurate de centru de zi, Carp Omenia, la campania, că în ultima instanță toți banii aceștia, deși produsele au niște prețuri orientative și fiecare cetățean care vrea să cumpere sau o mămică să cumpere pentru copilul ei, dă câți bani dorește, acești bani să trec fie în cutia aceasta pe care dumneavoastră o vedeți, fie să trec pe tabel și în cadrul acțiunii Dați un leu pentru pensionarii săraci, este evidențiat fiecare persoană care dă un leu, doi lei sau trei, cât consideră dânsul de cuvință, bani care se întorc tot la pensionari vârsta a treia care au pensie până la 600 de lei. Sper ca aceste lucruri să se diversifice în toată țara și oamenii cu bani să fie conștienți că în situația grea prin care trec pensionarii la ora actuală, orice mic ajutor, fără condiționări, vă reamintesc că noi suntem apolitici, este binevenit pentru pensionari. Deci, repet, toate aceste acțiuni de strângere de fonduri, de socializare sunt pentru persoane de vârsta a treia, în special cei care au pensie sub 600 de lei.